Revine în forță închisoarea de lux. Senatul a aprobat luni un proiect de lege care permite unor categorii de infractori să execute pedepsele cu închisoarea la domiciliu. Judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate dispune executarea detenției la domiciliu fără sistem electronic de supraveghere în cazul în care persoana condamnată a. nu are rapoarte de abateri disciplinare, b. are o pedepsă care nu depășește 5 ani. Prevede un nou alineat introdus în legea care modifică legea de executare a pedepselor. Regim detenției la domiciliu se aplică și pedepselor cu închisoare de până la 10 ani, aplicate femeilor însărcinate, persoanelor care au în întreținere minori, dacă acestor persoane nu li s-au interzis drepturile părintești înaintea pronunțării unei hotărâri de condamnare definitive, mai prevede noul act normativ. Posibilitatea executării la domiciliu a pedepsei cu închisoare a fost adoptată inițial de Parlament pe 6 iunie, dar măsura a fost contestată la Curtea Constituțională a României de înalta Curte de Casație și Justiție și declarată parțial neconstituțională. Senatul a adoptat luni actul normativ cu 102 voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 3 abțineri. Coaliția de la putere PSD, ALDE și UDMR are 92 de senatori, ceea ce înseamnă că proiectul a fost votat și de unii reprezentanți ai opoziției. Proiectul va ajunge acum în Camera Deputaților, care este decizională în acest caz.